Bună ziua! Ne aflăm la ora în format online a clasei 9E, intensiv informatică, Colegiul Național Ion Luca Caragiale, semigrupa 1, dar avem invitat și pe doamna dirigintă și pe ceilalți colegii voștri, semigrupa a doua. Mai multe despre fiecare proiect pe care îl vor prezenta, o vor face fiecare dintre ei. S-a lucrat în echipe. Este primul proiect la care, făcut în echipe la care ei participă la ora de informatică. Sigur, au făcut lucruri frumoase și o să ne bucurăm cu toții de ele și o să-i aplaudăm. Aveți, reamintesc modul în care fiecare echipă intră în prezentare. Aveți maxim 10 minute, cu tot cu întrebări dacă cumva apar de la ceilalți elevi. În timpul prezentării am să vă rog să deschideți un pic și documentul în care descriați etapele pe parcurse de voi în toată perioada în care ați lucrat la proiect, adică 4-5 săptămâni. Bine, deci deocamdată eu voi share ecranul tocmai ca să vadă exact cine începe. La activitatea noastră a creator de jocuri, prima echipă care intră în prezentare este echipa formată din elevii Alionte Alexandru și Stancu Vlad. Să le dorim succes și imediat voi da posibilitatea să puteți partaja și voi ecran. Baftă! Bună ziua, suntem Alionte Alexandru și Stancu Vlad și o să vă arătăm jocul nostru. Vlad, poți să partajezi ecranul să arăți etapele? Etapele? Da. Descrierea jocului. Se împarte un pătrat în alte 9 pătrate egale. Jucătorii își aleg părțile. Unul alege cifra 0, iar celălalt litera X. Iar jucătorul care își alege litera X este nevoit să înceapă jocul. Printr-o succesiune de alegeri ale jucătorilor, câștigătorul se decide astfel. Primul care reușește să facă o linie dreaptă, fie din simbolul de X, fie din simbolul de 0, este câștigătorul partidei. Iar ca etape, am încercat prima dată să facem programarea partidei între doi jucători persoane reale. În etapa a doua am reușit să facem partida între un jucător și calculatorul, iar pe urmă am încercat să implementăm această idee și în librăria grafică, dar nu ne-am descurcat. Și acum o să prezint ecranul. Acesta este codul jocului. Pentru început avem declararea unui pătrat care reprezintă tabla. După avem o funcție care ne verifică victoria fie a jucătorului cu X, fie a jucătorului cu 0. După aceea avem tabla sub forma sistem CLS. Și după avem codul propriu-zis pentru ambele moduri de joc. Acum rulăm programul. Trebuie să alegem fie modul 1 de joc, fie modul 2 de joc. O să aleg pentru prima dată modul 1. Unde jucătorul joacă versus calculator, jucătorul începând cu X. O să aleg poziția 1. Calculatorul a ales 7, să pun 5. Calculatorul a ales 4 și dacă pun 9, câștig partida. Iar acum, ca modul de 1 versus 1, o să mă joc cu Vlad. Eu încep pun 1. Eu pun 5. Eu pun 8. 3. Eu pun 7. Eu pun 4. Și acum, dacă pun 9, câștig partida. La fel, dacă partida iese remiză,
Tot 5. Eu pun 7. 9. Pun la 2. 4. Și 8. Hai să punem la 3 să vedem cum e remiza. Așa, programul afișează remiză. La fel, dacă alegem o căsuță unde deja este un simbol de X sau de 0, programul afișează mutare invalidă. Printr-un enter putem să selectăm altă căsuță unde să ne punem simbolul. Și cam acesta este jocul propus de noi. Extraordinar de frumos. Felicitări vouă. Cred că v-a plăcut și celorlalți. Spuneți-mi dacă aveți întrebări să le puneți sau dacă nu. Echipa următoare se pregătește. Echipa este formată din, cine urmează? Enache Gabriel și Zamfir Blăduț, nu? Vă rog. Da. O să dau eu imediat share screen. Așa. Păi, mai întâi o să prezint fișa etapelor. Unde inițial numele jocului era, încă e de fapt, Legiunea Divinităților, și descrierea era că zei din diferite mitologii s-au aliat împotriva oamenilor pentru că aceștia nu mai cred în ei. Asta era un fel de mică poveste în spatele jocului. Tu ești răul trimis de la satul tău împotriva atacatorilor, te vei lupta pe rând cu diferite divinități, foștorul obiectelor magice găsite pe drum. Am făcut numele echipei, în fine, asta nu știu dacă trebuia. Și am zis că obiectele magice sunt arme sau pick-up-uri care îți oferă un avantaj și fiecare armă câte un atac unic și progresia în nivele schimbă mitologiei în care provin zeii. În prima etapă am făcut un loop pentru nivelele jocului. Voiam să folosim, să mai reciclăm din texturi. Apoi, în etapa a doua, am reușit să dăm render unei imagini, primul copac pe care l-am făcut. Apoi am făcut în etapa a treia vector pentru poziție, în X și Y, pe tabla de joc, practic. Etapa a patra a fost desenarea texturilor în Photoshop și etapa a cincea a fost mișcarea personajului. Dar codul arată cam așa. MCP, Engine H, Engine CPP. Și reușim să dăm render cu Texture Manager. Am făcut, aici este pentru vectorul 2D, 2D, da, pentru coordonatele de pe tablă. Apoi am avut aici pentru obiecte din joc. Făcusem din nou cod. Chestia e că ieri am încercat să facem o nouă clasă pentru mișcare și nu prea am luat în calcul și un timp în plus pentru erore. Am crezut că o să ne meargă totul bine și avem o eroare. Și nu prea am reușit să scap de ea. Ne-am cam aglomerat aici la final. Și nu ne-am gândit că o să ne dea și o eroare aici. O variantă anterioară acestuia aveți? Salvată nu, dar cred că pot să șterg ca să o refac. Dacă șterg aceasta cu mișcare, dar atunci o să dea render la imaginea de fundal cu un copac și da. Personajul principal era, e cam cu totul făcut aici.
Avem texturi, totuși. Textura personajului principal, textura copacului, am Photoshop pentru primul zeu care ar trebui să fie Zeus și avem și proiectile cu care arunca, adică niște fulgere. Asta ar trebui să, fie prima armă pe care ar fi primit-o de la început. Am făcut și o armă secundară pe care putea să o găsești, un pick-up, scutul, care a intrat la obiecte, dar na. Acestea sunt destinate ca să ajute jucătorul. Da, acesta ar trebui să te ajute să mai reziști la o lovitură de la zeu, în plus, dacă îl găsei. Nu nimic, e o provocare pentru voi ca în timpul rămas până la finalul școlii și nu numai, să încercați să scoateți bagul și să finalizați. Acesta era proiectul pe care l-am făcut. Orice proiect, orice are bug-uri, trebuie corectat. Da? Da. Deci nu e o problemă pentru săptămâna viitoare, dacă e posibil, aș vrea sau să ne anunțați când ați reușit să finalizați. Acesta era Zeus. Și sunt sigură că vei reuși să o scoți la capă și Vlădu și Gabi. Așa că spor la lucru în continuare dacă mai aveți încă de finalizat. Da. Mulțumim. Okay. Felicitări. Mulțumim. Spuneți-mi următoarea echipă. Următoarea echipă cine? Mocanu, Daria și... Opa, Mihai. Vă rog. Vă rog, vă rog. Voi începe eu să dau partajare. Și, în primul rând, vom vorbi de etapele proiectului. Etapa 1 se referea la... Se referea la găsirea tipului de joc, numele jocului și descrierea jocului, dar în cuvinte puțin, și am decis că jocul se va numi Maze Runner. Iar etapa a doua consta în crearea codului și a programului și crearea părții de design, toate trebuiau să fie făcute până pe 14 iunie 2021, și de asemenea trebuia să și scriem un modul de utilizare a programului. Iar etapa a treia este cea care se termină azi, în care prezentăm proiectul și îl și finalizăm. Și astfel fiind spuse, jocul practic este un joc de tip labirint, având ca scop simularea percepției acționării rapide a jucătorului, și astfel jucătorului se va da un labirint pe care va trebui să le rezolve. Iar deoarece jocul este unul electronic, este mult mai accesibil și mai ușor de utilizat. Acum o să facă Mihai share screen și la cod și o să... Și vă voi explica mai întâi cum funcționează și apoi vă voi prezenta și jocul. În engine se întâmplă aproape tot ce vedem pe ecran și prima funcție reprezintă inițializarea funcției, inițializarea clasei. Aici inițializez fiecare zi după coordonatele lui, fiecare zi din labirint. Aici încarc niște texturi pentru proiect și apoi în update este funcția care verifică coordonatele la fiecare moment. Verific dacă sunt apăsate butoanele de meniu, butoanele de tutorial și dacă butonul de meniu este apăsat, ajustez pentru player 1 poziția în funcție dacă atinge sau nu un zid. Practic ia fiecare zid de la primul zid până la câte ziduri sunt. În render se face afișarea imaginilor. La fel, pentru fiecare zid pornesc de la primul până la ultimul și le afișez pe rând. Stop este practic tot un zid, dar este zidul unde pe care dacă îl atingi, jocul se termină. Este scopul jocului. Și atât pentru engine. Nu o să mă uit la texture manager pentru că sunt doar funcții de încărcare și desenarea imaginilor. Și
pentru player 1, acesta este codul care îl mișcă pe acesta și acesta este codul care îl ajustează în funcție de un perete. Dacă A-ul este negativ, poziția lui X va scădea cu A, adică nu va intra în perete. Dacă A-ul este 0, adică nu intersectează niciun perete, poziția nu se va schimba. Iar dacă A-ul este pozitiv, înseamnă că viteza este negativă și atunci, ca să nu intre într-un perete, poziția lui X trebuie să crească. La fel și pentru Y. Aici este mișcarea propriu-zisă a jucătorului, iar aici este sursa pentru ziduri. Aici verific dacă jucătorul se lovește cu un zid, aceste două if-uri, și verific o dată pentru o ciocnire verticală și o dată pentru o ciocnire orizontală. Iar aici este funcția de render pentru fiecare zid în parte, care va desena imaginea S. Și cam acesta este proiectul. Îl voi și rula. În consola îmi afișează coordonatele mouse-ului. Am avut nevoie ca să pot face butoanele. Aici avem tutorialul. Doar imagine în care ni se explică cum controlăm caracterul. Iar butonul de start merge în jocul principal. Și este un simplu joc de labirint. Cam atât am avut de prezentat. Mulțumim. Felicitările mele. Mihai, nu e un simplu joc de labirint. Este un mare joc de labirint. Deci felicitări, copii. Chiar este, acum cred că toată clasa vede, a reușit să-l finalizeze într-un timp destul de scurt. Mă bucur pentru voi. Acum, dacă sunt întrebări din partea colegilor, vă rog să le adresați. Dacă nu, mergem mai departe, la următoarea echipă, Predescu, Sebi Predescu și Darius Sava. Da. Acum, pentru început, voi face eu screen la etapele jocului. Jocul nostru se numește Maze Teen Escaper și ideea jocului este relativ simplă. Suntem un aventurier care este blocat într-un labirint magic și trebuie să scăpăm. Pe parcursul călătoriei va trebui să avem grijă la tunuri care vor să ne ucidă, la monstruleții care vor să ne mănânce și la regele labirintului care ne ține captiv. Inamicii sunt turnurile care trag în noi, monstruleții care ne urmăresc, capcanele și regele labirintului. Jocul a fost dezvoltat în 4 etape. În prima etapă ne-am gândit la schema jocului, la designul labirintului și la principalele idei. În etapa a doua am implementat jocul și meniul de start. În etapa a treia am realizat mișcarea inamicilor și am fixat bugurile, care încă există, doar că sunt mult mai puține decât la început. Și în etapa a patra am realizat dificultatea și viteza, care, din păcate, încă nu sunt terminate dificultatea. Colegul meu, Darius, a realizat designul hărții, muzica, turnurile și aventurierul, iar eu am codat restul inamicilor, boss-ul final și poziționarea pe hartă. Acum colegul meu, Darius, va prezenta codul sursă. Da.
Aceasta este sursa jocului. După cum puteți vedea, n-am folosit foarte mult de funcții pentru orice, pentru movement, pentru inamici, pentru labirint, iar pentru fiecare inamic sau obstacol am căutat coordonatele și am încercat să îl punem în labirint. Acest joc a fost făcut în consolă și a ieșit, după părerea mea, un joc foarte bun. Acum o să vă dau partajare la consolă, deoarece am pus și o melodie pe fundal. Se vede? Da. Poziția noastră de început este, puteți vedea în stânga jos, o mică săgetică care se mișcă, e la coordonatele 2,35 și o să trebuiască să trecem prin tot labirintul, să ajungem la semnul întrebării, care este regele labirintului, și să-l înfingem. În dreapta avem legenda, ca să nu ne încurcăm în labirint, să știm ce face fiecare caracter. Și cam atât. Avem și niște... Avem trei vieți la început, pe parcursul labirintului mai putem să acumulăm. Și gloanțe cu care pot să omor esurile, care sunt niște inamici ce se mișcă în stânga și în dreapta. Și cam atât. Întrebări dacă sunt. Din partea mea, felicitări. Ați reușit vreodată să-l terminați, să ajungeți la regele labirintului? Da, am reușit. Bravo, felicitări. Mă bucur, foarte frumos. Jocul e destul de complicat. Nu cred că aș reuși să ajung la rege. Spuneți-mi echipa care urmează. Am eu o întrebare. Jocul e doar în consolă sau mai e? Sau momentan e doar în consolă. Ce tare. Urmează Alex Dobleagă și Vâlcu Iareș. Da, o să încep eu să prezint ecranul cu descrierea jocului. Se vede? Da. Descrierea jocului. Am făcut inițial o poveste. Ești un aventurier care pleacă în expediție în spațiu pentru a afla adevărul cosmic. Pe parcursul călătoriei vei întâlni obstacole, inamici, asteroizi, etc., pe care trebuie să le eviți și vei descoperi noi galaxii. Și am făcut o enumerare de inamici. Avem niște sateliți care mai târziu am făcut în asteroizi, niște nave spațiale și niște nave spațiale mai puternice. Și acum, descrierea jocului, într-un nivel, jucătorul controlează o navă spațială care se poate mișca în patru direcții cu W, A, S și D pe un plan 2D. Avansând de jos în sus, apăsând pe Space, nava trage cu un laser și distruge inamicii care vin din partea de sus a ecranului. În joc sunt un total de 5 nivele și în timp ce avansezi nivele apar noi inamici care au o dificultate mai mare de doborât. Ai 3 vieți și dacă ești rănit de un inamic, pierzi o viață. O să las acum pe Rare să prezinte etapele de dezvoltări. Da. În prima etapă ne-am propus vizionarea tutorialelor și instalarea link-urilor necesare și SDL-ului pe care ne-am descurcat. Și de asemenea ne-am ocupat puțin și de mișcare, de movement-ul navei principale. La etapa a doua am început crearea sprite-urilor, imaginilor pentru fiecare obiect de pe ecran, de asemenea și pentru meniu, fundaluri și de asemenea și un pic de coding pentru meniu. Etapa a trei ne-am ocupat de inamici și codul acestora. Etapa a patru, meniu de setări, modul co-op, l-am introdus pe parcurs, care constă în doi jucători care cooperează local, unul cu WASD și Space, celălalt cu Săgeți și Enter. Și etapa 5, mai mult pentru finisarea jocului și verificarea de bug-uri, schimbarea puțin a graficilor. Colegul meu, Alexandru Dobleagă, s-a ocupat de cod, majoritatea codului,
pentru meniul de start, de setări al caracterului, iar eu mai mult de grafică și de codul pentru inamici. Acum o să las pe el să prezinte în amănunt sau nu codul. Da, o să prezint acum. O să încerc să țin mai scurt, că e destul de lung codul. Da. Avem inițial în main, avem un manual care practic tot jocul și avem niște clase. Prima clasă, ecranul, care reprezintă ecranul, avem trei funcții principale. Inițializarea, care e sus de tot, unde creăm imaginea SDL, adică window, și adăugăm texturile în SDL. După aceea avem o funcție update, care ajută la joc, care face jocul să funcționeze. Pur și simplu, în funcția update se mișcă toți inamicii și preia tot ce face jucătorul. Iar la final de tot avem o funcție render, care creează, pur și simplu, pune imaginile pe ecran, la parul pe ecran. Avem o clasă player, care reprezintă jucătorul. De fapt, sunt două clase, că am făcut și o funcție co-op, care sunt aceleași lucruri. În player avem poziția inițială și numărul de vieți. Verificăm dacă trage. Aici vedem cum se mișcă imaginea playerului și după aceea când resetăm joc. Și la fel e și la player 2. În textură, clasa texturii, aici avem imaginile să le încărcăm pe SDL. Iar în inamici avem mai multe structuri care reprezintă toți inamici și niște funcții care ne ajută să implementăm inamici. Iar în main avem un while, după cum am zis și la început, care e tot jocul. Și avem mai multe if-uri care reprezintă în ce parte suntem în joc. Dacă suntem în meniu, dacă suntem în să selectăm nivelele și dacă suntem în timpul jocului. Iar la început avem două funcții, void joc și joc op, care reprezintă jocul. Aici dacă se mișcă jucătorul și aici dacă trage. Aici pe ESC dacă iese din joc și la fel și la co-op, numai că avem în plus partea aceasta care reprezintă pentru al doilea jucător. Acum o să las pe Rares să prezinte jocul în sine. Imediat. Se vedem? Da, se vede. Am ales să ruleze jocuri fiindcă se mișcă un pic mai bine. Acesta este meniul principal cu opțiunile Play, Co-op și Exit și de asemenea informații. Star Reacher Game by Dumnezeu Alexandru Învârcurare și care ne explică controls pentru Player 1 și Player 2, Move și Shoot. Dacă apăsăm Escape ne întoarce înapoi la meniul principal unde putem da Play single player și selectarea nivelelor. Începem nivelul 1, de dificultate relativ ușoară și odată ce completăm un nivel, ne anunță că este completat și ne întoarce la selectarea nivelelor. Treptat introducem inamici noi pentru a mări nivelul de dificultate și după cum vedeți, dacă suntem loviți de un glon sau intrăm în ei, ne scade câte o viață. Aici am câștigat fiindcă odată ce collision-ul, când se atinge o navă de alta, dispare inamicul, este distrus. Al doilea tip de inamic, nava mai superioară, care are viteza de tragere mai mare și combinarea dintre ele, am încercat să balansăm puțin dificultatea, că la un moment dat era prea greu de terminat. Nivelul 5 este ultimul și cel mai greu, pe care nici nu cred că reușesc să-l fac. Și dacă, uite, după cum vedeți, dacă ne pierdem toate viețile, ne anunță că am murit, stați când ați văzut. Așa. Și modul co-op constă în același lucru, doar că doi jucători care pot. Și dacă vrem să ieșim din joc, apăsăm pe exit și ne va scoate. Singura problemă la modul co-op, că trebuie să facă de pe același calculator.
Da, este local co-op. Și cam atâta a fost. Vă mulțumim. Extraordinar. Deci, între timp, da, putem ieși cu el. Îl punem în Google, acolo, în magazin, Play, să-l downloadeze lumea, nu la free. Foarte frumos, foarte frumos. Și o întrebare aș vrea să vă pun eu. Cam câte ore ați adunate cap la cap, între amândoi, adunate cap la cap, l-ați scos în forma aceasta? Dacă luăm, cred că cel puțin 24 fiecare, zic eu. 48 de ore. Dacă ați mai avea la dispoziție 5 ore, s-ar schimba? Ați mai adăuga? S-ar mai completa? Da. Bănuiesc că nici vrei nu se teste. Și asta e valabil pentru toți. Da? Ok, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Felicitări. Următorii sunt Andu Dragomirescu și Alexia Cocone. Da, voi prezenta eu ecranul. Da, denumirea jocului nostru este Flappy Dot. Un joc asemănător faimosului Flappy Bird. Unde scopul este de a trece de cât mai multe obstacole. Iar un scor va fi afișat la final. Etapa întâi a fost pe 20 mai și aceasta a fost vizionarea tutorialelor pentru biblioteca grafică. Etapa a doua a fost 28 mai, aplicarea fizicilor păsări și implementarea obstacolelor. Etapa a treia, 3 iunie, a fost realizarea designului și meniului și a endgame-ului. Iar etapa a patra, 10 iunie, soluționarea tuturor bug-urilor. Iar acum este ultima etapă de aceea de a prezenta. Acum îl voi lăsa pe Andu să prezinte codul. Am realizat acest cod în consolă pentru că am avut probleme cu SDL-ul. Aici avem codul pentru țevi, pentru pasăre, pentru scor, pentru sfârșitul jocului și design-ul. Dacă dăm run la joc, după cum am mai spus, se numește Flappy Dots. Acesta este meniul. Prima opțiune este de a începe jocul, a doua este de ajutor, unde spune controlele sunt de a apăsa orice tastă pentru a zbura, scopul de a zbura prin găurile dintre țevi, iar când trecem prin acestea primim câte un punct. A treia opțiune este de credite. Ne-am spus că jocul este realizat de Dragomirescu Andu și Cocone Alexia. Și a patra opțiune este de a ieși din joc. Acum, dacă începem jocul, suntem acest punct și trebuie să trecem prin aceste găuri dintre țevi. Când jocul se termină, ne afișează scorul, game over, și dacă vrem să jucăm din nou, scriem da și ne va aduce înapoi în meniu. Dacă apăsăm 1, începem iarăși. Cam acesta a fost jocul nostru. Felicitări, dragilor! Bineînțeles că dacă vă mai dau încă două săptămâni, continuând săptămânile etape, bănuiesc că arăta un pic altfel. Adică mai complex. Foarte bine. Penultima echipă este formată din Antonia Barbu și Mihai Sirețeanu. Nu greșesc. Da. Nu greșesc. Da, voi prezenta eu ecranul. Bine. Vom începe cu etapele prezentării. Inițial ne-am gândit la tematica Tetris, după care am căutat surse pe YouTube asemănătoare. În etapa 2 am încercat instalarea în SDL care nu ne-a reușit, așa că am reinventat jocul în jocul spânzurătoare. La etapa 3 am format o sursă mai simplă în care am inclus o singură categorie țări, iar în etapa a 4-a, aceasta este prima variantă a codului.
Iar în etapa a patra am mai inclus trei categorii, țări, animale și culori, și acum vom prezenta sursa finală a jocului. În Codebox. Mai întâi avem o introducere cu indicații, după care vom citi modul de joc pe care îl alegem, animale, țări sau culori. Apoi avem trei vectori de stringuri, după care alegem un număr random, ca să fie tot timpul jocul diferit. După care este sursa în sine, avem 6 încercări la dispoziție și apoi se va afișa game over dacă am câștigat sau nu. Putem da start la joc. Pentru început voi alege o țară. Fiecare literă este reprezentată de câte o steluță și avem 6 încercări. Avem 1 pentru țări, 2 pentru animale și 3 pentru culori. O să introduc litera A și observăm că apare de 2 ori. Dacă introducem litera M, vom observa că nu se află aici și ne spune că mai avem doar 5 încercări rămase. Putem să punem S, I, F și ne putem da seama că este Franța. Este cineva care ar dori să joace? Da, aș încerca eu. Țări, animale sau culori? Animale. R? Nu. A. O. Lu. Da, e leu probabil. Da. Și cam acesta a fost jocul nostru. Mulțumim. Foarte frumos, felicitări. În încheiere, cred că, da, în încheiere a rămas Luca Simionov de prezentat. El a lucrat singur, nu am fost un număr impar de elevi și și-a manifestat dorința să rămână el în situația celui care nu are perechi. Da, puteți să-mi acceptați că te simți de pe calculator. Te rog, dar nu am solicitare la ora actuală. Acum, da. Ok, gata. Gata, cred că merge. Deci, stați să prezint. Ok, deci ideea jocului meu, jocul meu se numea Paper Pilot și ideea era că ești un avion de hârtie care poate să zboare pe mai multe locații și trebuie să nu te lovești de obstacole. Pentru fiecare obstacol pe care nu-l lovești, primești 6 puncte în plus și la fiecare locație ai un high score. Mă gândeam să fie mai mult, 7 locații în total și am pozele pentru chestia asta, dar n-am ajuns să termin locația și în final am și scos chestia asta complet. N-am nici un loc care să pot să fac avionul să zboare, n-am avut timp să termin. Și cred că asta e pentru că e mult mai greu. Dacă vrei să faci ceva mai rapid, ai nevoie de mai multe persoane, chiar dacă o fi mai plăcut să faci totul singur pentru că știi ce faci. Dacă vrei să faci ceva mai rapid, trebuie să fie mai multe persoane. Și la cod nu e nimic interesant, e la fel ca alte persoane, doar aceeași chestie la fiecare chestie. Și cred că am doi eroare, nu. Și asta este jocul, e doar meniul principal și la quit, butonul, asta e, n-am prezentat. Vezi că nu știu cum să-i dau.
Vezi, dacă erai în pereche, îți era mult mai ușor. Da. Deci, cum ziceam, la cod nu e nimic interesant, e ca la alte persoane. Așa, mai puțin decât la alte persoane, de fapt. Și acum o să-i se dau și la joc în sine. E doar asta. E meniul principal, butonul de click face ce credeți voi că face, doar când este din joc. Și la play am reușit să fac doar asta și nu mi-a mers să fac altceva, nu știu, nu mergea. Și n-am avut timp să termin altceva. Dacă aveam mai mult timp, pe care aș fi putut să termin asta tot. Și locațiile și tot. Am poze pentru... Adică am sprite-uri pentru... Asta, de exemplu, am ăsta în care te lăsa să alegi locația, l-am făcut acum câteva zile, dar n-am avut timp să le termin. Luca, felicitări! Te-ai văzut acolo de unul singur, ai reușit să-ți instalezi. E foarte, foarte bine ce ai încercat. Și eu am reținut la tine un lucru, că dacă mai aveam timp, hai să vă fac o provocare. Oricare dorește, mă refer la echipe cu totul, până la începutul școlii aveți timp să dezvoltați proiectul oricând, la orice oră, nu vă mai deranjează nimeni. Îți faceți managementul timpului individual sau în pereche și continuați jocul și aduceți-l unde vreți voi de sus, cum ar veni. Eu, înainte să-mi spun ultimele păreri, o să rog pe doamna dirigintă Simona Drăghici să își dea părerea puțin despre activitatea văzută astăzi la noi, la semigrupă. A fost o încântare să văd aceste proiecte. Noi am mai tras cu ochiul și pe parcursul dezvoltării acestora, însă nu le-am văzut în ansamblu. Este un început foarte frumos pentru voi ca viitor programatori. De fapt, scopul programării este acela de a rezolva probleme din viața reală și jocurile sunt probleme, ca să zicem, foarte cerute. Există o foame de astfel de aplicații. Toate proiectele voastre au fost muncite, chiar dacă nu finalizate. Să nu mai ziceți niciodată cam atât sau doar atât. Este un volum mare de muncă și bătaie de cap în spatele fiecărui proiect. Proiectele pot fi expandate cât doriți voi, cum a spus și doamna Lica, în timpul liber sau, mă rog, oricând găsiți de cuvință. Felicitări tuturor și pentru implementare, dar și pentru prezentare. Mi-a plăcut foarte mult cum ați împachetat proiectul și cum l-ați livrat către noi, care am fost auditoriul. Deci, felicitări! Excelent! Și asta e și părerea mea. Dragilor, fiecare lucru are un început, fiecare obiectiv pe care vi-l puneți are un început. Pentru voi ca programator, ca softiști, ca viitor softiști, mulți dintre voi, asta a fost un prim proiect pe care l-ați avut de realizat în liceu. Sunteți clasa 9, am învățat câteva din instrucțiunile din C și uite așa, învățarea prin descoperire v-a adus ca la finalul clasei a 9 să puteți gândi cam cum ar trebui să arate un soft pe care vă puteți juca, care sunt cerințele minimale plecând de la baremul care vi s-a dat, care sunt de altfel adică forma în care trebuie să prezinți, pentru că orice produs trebuie și prezentat. Stăteam și când am făcut prezentarea proiectelor celor de la 11-a, le-am spus, hai să facem o bibliotecă virtuală tocmai cu aplicațiile voastre, ale elevilor, că-s de-a 5-a, că-s de-a 9-a, că-s de-a 8-a, de-a 12-a. Ar fi extraordinar de bine și mi-am propus să facem treaba asta. Și în momentul în care aduceți proiectul și considerați că la nivelul clasei a 9-a proiectul vostru acesta este forma finală, îl încărcăm în această bibliotecă. Și există biblioteca Colegiului Național Ion Luca Caragiale cu aplicațiile softurilor făcute de voi de-a lungul, la finalul fiecărui an de studiu. Vă felicit!
Mă bucur că am fost profesoara voastră anul acesta, și la anul, și la anul, și la anul, sper. Acum, după amiază, o să mai am o prezentare a celor de-a cincea, să-i vedeți pe ei. Bine, felicitări încă o dată. Continuați lucrul la el până la toamnă. În momentul în care considerați că e terminat, îl încărcăm în bibliotecă. Ne gândim care e forma cea mai bună de a ține și de a organiza această bibliotecă virtuală. Tot de voi ne ajutăm, evident. Și ne vedem la școală. Felicitări încă o dată, mulțumim, doamna dirigintă. Ne vedem la școală. Felicitări! Mulțumim! Mulțumim!